Și ar trebui să mergem la vot, e bine să mergem la vot? Da, la vot, e bine. De ce? Da. V-ați dus așa chiar dacă plouă, chiar dacă... Asta e legea. Legea? Da. Cu cine ați votat? Păi cu... mă rog, cu ăștia la unei... Pentru pensie. E cine? Cum se numește cei doi candidați din... Nu știu cum ce. Și unde ați pus ștampila? Pe care dintre ei? Pe ăsta a pus ștampila, pentru mânese pensie, nu știu cum. Dar nu știți pe cine ați votat acolo? Știu, nu știu. Dar ați fost sigur? Nu mă păcă... Am fost. Dar nu știți, era nu femeie sau bărbat? Ce ați votat? Femeie, bărbat, ce tu, eu am fost acolo, nu știu. Tu spuneți că vă duceți la alegerile astea chiar? Alegi, că așa e România, trebuie să votăm, că dacă nu votăm, mai avem ajutor social. Dacă nu-ți vedi ștampila aia pe buletin și asta, n-ai votat. Mai dă ajutorul. Noroc. Da. Altfel rămânești fără ajutorul social. Da, rămâni milia și pe ăla. Trebuie să votăm, dacă nu vezi ștampila, așa e România. Dacă nu vezi ștampila pe buletin, hopa, ăsta n-a votat. Hoț, România, pac, ajutorul, stai zilii, stai cu tare, n-ai luat ajutorul. Și nu avem, noi la țară aici trăim din ajutor. Care o fi bine, să fie bine. Ca să fie țara bine, să fie... Pe cine vreți să votați așa? Nu știu, care o vreți, lumea, care... Să vedem acolo la vot, că aia, cu ștampile, cum sunt. Când vă decideți acolo, în ziua? Urnă, da, la urnă acolo. Dar știți ce alegeri sunt, pentru ce votăm? Păi nu știu, dar însă știu. Nu v-ați... Nu au apărut, am văzut că sunt tot felul de afișe pe la noastră pe aici. Nu v-ați uitat. Până acum n-am văzut deloc afișe, n-am văzut. Nu v-ați uitat. No. Dar sunteți hotărâți să vă duceți la... Mă duc să fie bine, să fie bine pentru țara noastră. Poate, nu vezi că uite acum toți, ce pățâm, ce asta. Da. Mai scupul asta cu virusul, poate. Ce ați făcut cu virusul ăsta? V-a afectat? Nu, a stat bine, pe lângă casă. A fost bine, da. A spus domn polițai pe aici că a venit pe în zonă. Da. Ce? Să mai izolare, să nu mai umblăm pe drum, asta așa am făcut. Dar ce alegeri sunt? Nu știți exact. Nu știu, dar să vă spun dacă nu știu. Ce votăm? Primar, președinte? Nimic, dacă nu știu. Primar, președinte, parlament, nu știți exact ce. Poate mai au și eu la vecin pucos, mă interesez și eu. Dar vreți să vă duceți? Vă duceți și... Fie bine, v-am spus, fie bine. Și cum vă decideți? Vă uitați acolo pe... Da, că puneți acolo ștampila, care e bine. Între și eu lumea, vecinii, bă, pe care să fie bine? Pe ăla, ca să fie... Când prea... Voastră învățați, bă, pe cine să fie bine, da? Ca să știu. Trebuie să votați noastră, nu pot să vă dau eu. Voastră cu cine țăniți acum? La urmă trebuie să ne conducă, spune cineva. Că dacă suntem de capul nostru, nu vedeți cum e zile de azi. Acum, de când a apărut virusul, toată lumea, e frică, e teamă, e munca deloc. Că fiecare spun că le e frică de virus și așa mai departe. Spuneți că trebuie să ne conducă și pe noi cineva, nu? Eu așa zic că trebuie să ne conducă cineva. Apropo, mai e legea junglii. Și acolo conduce cineva, e regele junglii. Așa noi, trebuie să avem și noi un stăpân, nu știu, trebuie să ne conducă cineva. Singur nu putem. Dacă ne lasă singur, nu putem noi să ne organizăm, poate trăim de ce mai bine sau nu credeți? Un leu, să spunem așa. Da, cam ceva de genul ăsta, un leu, dar un leu, nu ca pisica. Când m-am dus la vot, am găsit acolo o grămadă de partide, care nici nu știam pe care mă uitam, nu știam, mă, dar dă-și tu publicitate. Înainte, mă, uite, PSD-ul, PNL-ul, PM-ul sau, mă rog, UDMR-ul. Și ia, dă-i cum dai publicitatea aia, dă pe fiecare ca să, bă, uite, eu propun pentru țara asta dacă o să fiu președinte. Una, alta. Da, așa. Erau multe sau cum? Cum, când ați deschis buletinul, ce era acolo? Păi când am deschis, mi-a lăsat buletinul, când am deschis acolo, bă, era și pe o parte și pe cealaltă. Când m-am uitat, până l-am citit, mi-a trecut o grămadă de timp. M-am gândit că să uită instanța care, adică instanța, că e judecată, dar cel puțin... E ceva care... Comisia sau cum? Comisia sau nu știu, că i-a luat buletul aici și aici pun capul celălalt. Nu mă interesează, mă, bine că... Și cum v-ați decis până la urmă? Cum? M-am decis ca fiecare, deci eu vă întreb pe dumneavoastră cu cine votați. Nu, dar zic până la urmă v-ați decis. V-ați uitat, v-ați... M-am uitat, mama aia, băi, normal, ca să văd și eu. Băi, căutam și eu partidul la care... Am, adică, nu respect, nu știu, de ani de zile, nu știu, cum... Fiecare cu... Cât a stat acolo? Cât v-a luat să stați în cabină acolo? Depinde cât am citit. Am citit tot acolo? Păi fiecare, să văd reprezentanți, dar sunt câte unii care nu am auzit de numele lor. Bun.
Și a simțit ceva în momentul al votului, că se schimbă ceva, cum a simțit ceva? Sau nu se schimbă iar nimic? Păi nu, decizia este luată de popor, într-adevăr, dar depinde la finalul, la final, când se numără voturile și declară, atunci poți să simți, bă, am optică pe ăla sau am optică pe mine însumi. Da. Și am înțeles acum că pe aici deja se cumpără voturi. Pot să spun și asta? Bineînțeles. Da. Din ce parte? Cine, pe cine ar cumpăra? Din ce zi? De ce ați auzit? Păi PSD-ul dă 1 milion, îți dă buletinul cu ștampila, tu te duci, îl iei pe ăla fără ștampilă, ieși afară, îl bași pe ăla care ți l-a dat el cu votat și îl dai pe ăla alb. Eu o să zic așa. Nu, cum ar arăta o țară în care doamna Dăncilă ar fi președinte? Nu, aș emigra, m-aș duce în Australia. Da, m-aș duce în Australia. De ce în Australia? Ce-ți face acolo? Nu știu, să călăresc canguri. Nu știu, da. Da. La vot vă duceți astăzi? Că n-am înțeles. Nu știu, stau să mă gândesc. Să mai beau o bere, să mai mă gândesc. Vreau să aștept exit poll-ul. De la ora 21, never. Nu o să vedeți broscuțe iarna, că a intrat la hibernare. Zic, bă, never. PSD-știi încă există, să știți, să duc la vot. Există, da. Da, speranța moare ultima, dar moare. Zic, bătălia a fost pierdută din start. Dacă veneați cu un candidat mai redutabil, dar Aria Cercului și Liflondora Margareta, Vasilica Liflondora, ba pardon, îmi pare rău. Cât a luat, zic, cât o să ia acum să moară sondajul de opinie, că nu sunt, că m-am uitat la televizor. Ăștia care, așa, cum îi zicea lui ăla, care a fost sociologul ăla de la PSD, cum îi zicea? Dâncu ăla. Și vreți să vă duceți, nu vă duceți? Cum vă gândiți? Ne ducem. Vă duceți? Păi da. Ce ar trebui, doamnă, să ne dea candidații ăștia ca să ne ducem la alegeri? Să ne dea și nouă, că nu avem posibilitate, banii. Păi da, acolo văd că ne cheamă la vot. Ne ajute și pe noi care suntem mai săraci. Cât ar trebui, doamnă, să ne dea ca să ne ducem în ziua aia la alegeri? Cât ați vrea dumneavoastră să vă dea? 1 milion, 3 milioane, 5 milioane? Cât ar trebui să ne dea? Cât ne lasă inima? Ziceți noastră o sumă. 2 milioane. 2 milioane? Da. Dacă v-ar da 2 milioane, v-ați duce la alegeri? Da, ne duce. Degeaba, doamnă, dacă nu ne dă nimic? Nimic nu mă duc. Nu vă duce. Pentru nimic. Ați mai fost până acum la alegeri? Da, bineînțeles. Dacă mergeți la alegerile de luna viitoare? Da. Mergeți? Mergem, da. De ce, doamnă, de ce vă duceți acolo? Dacă ne chemă, ne ducem. Dacă nu, nu. Știți pentru ce votăm luna viitoare? Nu știu. Nu. Nu, nu. Nu poți să știi pe cine, presa. În presa, într-un fel, spune alta. Televiziunea, în altfel. O grămadă partide care nu știi care sunt, nu știi cum sunt, ce propun, despre ce e vorba. Și cineva care propune cumva, ar trebui să spună, mă, eu dacă fac plasa asta pentru toată țara, păi o fac pe nivelul ăsta. Nu că o fac, că acum îmi iau banii și după aia nu mai e decât o jumătate de plasă. Am înțeles ce spuneți, adică am înțeles. Păi, le-aș lua în cap. Aula. În concluzie, vreți să vă duceți la alegeri? Ce am furat, am spart, am omorât după cineva. Doamne, și pentru ce votăm? Că nu mi-a spus exact. Care sunt? Pentru PSD-ul ăsta. Nu, pentru ce alegeri sunt? Locale. Nu, nici eu nu pot să-mi dau seama. Dar oricum, văd eu acolo, că nu mai duce la... Nu vreți să vă duceți până la urmă la alegeri? Nu mă duc, de ce vă mă duc? Și dacă mă duc și dacă nu mă duc? Și fac 80 de ani, dar nu-mi dă nimerea nimica. Nu câștig nimica și nu-mi dă nimerea nimic. Nu face dreptate. Mie nu-mi dă pensie. Să-mi dea și mie măcar 2-3 milioane, să-mi dea și mie ajutor social. Nu mi-l dă până. Spuneți că la alții mai dă așa. La alții cu mașini mici le dă, da. Se duce acolo și stă la magazin în centru și bea cafele. Și pe noastră nu vă bag în seamă. E, bag în seamă. Nu, că nu, orice, că nu ne place cafele. Ne place, dar dacă nu ne dă. Și nu, ne-a făcut 7 milioane pe lună. Ce e 7 milioane? Am muncit 30 de ani la colectiv. Pentru ce? Pentru 7.400.000 care mi dă ei acum? Și eu la ce să mă duc? Da, doamna spune că e chiar mai rău. Fie ei mai mică, ei mai mică, dar și eu nu eram mică când am muncit. Sunt 62 de ani. Și am crescut 4 copii fără niciun leu. Fără niciun leu, nu ca cu care... Și alții care are câte 2 pensii. Da.
cum sunt ăștia cu handicapurile, dă câte două pensii. N-am muncit în colectiv, nu nimic, aș le dă două pensii. În concluzie, de-aia nici nu vă interesează, nu? Alegerile nu... Dacă nu, eu nu am pensie, n-am nimic, ce dracu să fac? Mă duc degeaba acolo ca prostul. Am muncit 30 de ani pentru 7 milioane, lasă-mă plata, domnule, mai bine muream de atunci. Am muncit și la vaci, și la porci, și pe câmp, și pe... Și cu patru. Și are pensie. Și cu patru copii, care îi creșteam și nu-mi dădeam și nu niciun leu. Și pe certificate medicale. Uite, doamna, de aceea. Cu fustă, făcea fuste, făcea flanere, se ducea la doctor, le ducea acolo și le-a scos la pensie. Vechii mei n-are cine știe ce. Da, liniște. Nu ce rușine ca să-mi vorbești trebuie. Ce zici, doamnă, că... Așa e, domnule. Păi te spune că am scos la comisia acolo, la unde am certificatul medical de gradul 2. Am fost și la gândaș, vorba ei, nici zilele nu mi le-a trecut, nici că eram bătrână și...